3, 2, 1. Ai trișat. Dar nu e normal să trișezi. Ești tu corect, hai că nu e. Nu este testul ăsta bine. Fii atent, poți să faci schema asta? Poți să te oprești la punct fix fără să atingi ambreajul? Hai să vedem. Ce mă duce de asta? Este Honda CB650R cu nou sistem de ambreaj e-clutch. Ok, eu am aici Africa Twin cu DCT, miroasea comparativ. Hai să vedem care e mai bună. Am tot primit întrebarea asta de când a apărut e-clutch-ul. Ce ar trebui să-mi cumpăr? DCT sau e-clutch? Care e mai bun? O să aflăm astăzi, nu? Hai să vedem care e treaba cu sistemele astea două. Hai să le testăm să vedem. Hai! Asta e prima probă. Trebuie să vedem care dintre aceste două sisteme poate fi mai ușor de folosit. Gândește-te că ești în Brazilia, iar hoțul aleargă spre tine să-ți fure motocicleta. Te duci chiar repede contact, apeși butonul de start și pleci de pe loc. Care crezi tu că e mai rapid? Care crezi tu că e mai rapid dintre aceste două sisteme, dintre DCT, Dual Clutch Transmission și e-clutch? E-clutch, eu cred că câștigă în toate cazurile. Vreau să vedem. Hai să testăm. Hai să-ți arăt. 3, 2, 1. Sunt aproape la fel de rapid. Da. Hai să nu mai redem. E clar, e un pic de tot, o mică diferență, poate 2-3 milisecunde între DCT și e-clutch atunci când vrei să pleci tare de tot de pe loc. Durează un pic până după ce pornește motocicleta, trebuie să apeși pe butonul de drive sau alegi sport, nu contează. Ideea e că trebuie să introduci în treaptă și m-a făcut. Ce să mai. Da. Mult mai ușor. Ai câștigat prima probă, dar nu-i nimic, sunt multe alte probe pe care... O să le câștig. Hai să vedem, bine? Degeaba pleci tu repede dacă nu apuci să pleci de pe loc, că te fură. Ai putea spune și asta, dar uite, la proba de sprint de 50 de metri, de fiecare dată, dar absolut de fiecare dată, DCT-ul a fost mai rapid. Am apăsat frâna spate, am tras de accelerație, am dat drumul la frâna spate și am țâșnit ca dintr-un glon. Adevărat. Ca dintr-o pușcă, un glon dintr-o pușcă. Adevărat. Pe când e-clutch-ul patinează foarte mult ambreiajul până prinzi un pic de viteză, un pic de control asupra accelerației, abia după îți dă drumul la toată puterea la roată. Ok, deci acum nu s-a plâns de diferența de greutate de 20 kg dintre noi, a zis că e clutch-ul de vină. În fine, ce să mai zicem, motor de 1000, motor de 600. Este 1 la 1, nu mai contează, este 1 la 1, dragul meu. Momentan. Trecem la proba următoare. Hai să vedem cât de manevrabile sunt aceste două motociclete. Hai să vedem, dar poate aici vine un pic și skill-ul. Tocmai ai făcut exercițiul pe care eu îl numesc de coffee shop turn, adică întoarcerea în fața cafenelei, acolo în toată lumea sorbe din cafea, sunt domnișoarele alea frumos aranjate și tu te duci intimidat tot, n-ar trebui să culci motocicleta pe o parte, n-ar trebui să te faci de râs, nu te-ai făcut de râs, deși domnișoarele ne lipsesc aici. Spune-mi, un pătat de 6 metri, care dintre aceste două sisteme ți s-a părut mai ușor de folosit din punct de vedere al răspunsului accelerației și din punct de vedere al controlului la viteză extraordinar de mică cu frâna spate. Ok. Nu pot să zic că am simțit o diferență. Acolo ai e-clutch, da? Deci vorbește despre e-clutch prima oară. Deși la plecările de pe loc, la accelerația brutală, simți că patinează foarte tare ambreajul până când ți se oferă controlul, la mișcările astea de accelerație scurtă, controlată pentru manevre, răspunsul este acolo, este rapid, nu te încurcă, nu este întârziat. Îți oferă control de plin. Deci nu ai simțit că o zbucește vreo clipă să te pună în dificultate. DCT-ul de pe Africa Twin? La fel ca și la e-clutch, nu prea am simțit un inconvenient sau
ca și cum te-ar încurca la manevrabilitatea de asta ușoară, când trebuie să controlezi, să ai finețe pe mișcări. La fel, destul de responsiv, nu a schimbat treptele față-spate. Ai folosit modul drive sau modul sport pentru Honda? Uite că nici nu știu, cred că modul drive. Ai apăsat-o singurată, e modul drive. Asta este magia DCT-ului. Faptul că ai 3 hărți de sport, harta de drive și poți să folosești și manual. Adică dacă la e-clutch ai schimbătorul, aici ai paderele stânga-dreapta prin care poți să schimbi vitezele în caz că o mai arăs la DCT-ul, pentru că de multe ori lui țin drive, te trezești în viraj, îți schimbă două superioare și parcă ieșirea un pic mai greoaie. Nu e vorba despre asta, nu ne deranjează așa tare, ne adaptăm, învățăm să folosim cutia și totul e ok. Manevrabilitate câștigător, te rog. Uite, chiar sunt indecis la acest capitol, deși scorul este 1-1, nu pentru că aș vrea să câștige una din celelalte, chiar le-aș da un egal la manevrabilitate. Aici chiar nu știu cum putem diferenția. Cine câștigă testul de manevrabilitate? Niciuna. Ambele se descurcă excelent. Nu pot să cred. Deci nu e o diferență atât de mare cât să conteze. Nu, la viteze mici de manevrabilitate nu cred că există un avantaj plus sau minus la oricare din ele. Ok, deci excelent. Este în continuare egal. În continuare egal, da. Din păcate. Ok. Hai să și exemplificăm, pentru că asta e una din probele importante. Greutatea sistemului. Nu zic greutatea prin, nu știu, cât de dur e sistemul, cât de interesant a fost să fie conceput sau așa mai departe. Uite cât de mic este e-clutch-ul de la Honda, are undeva la 5 cm pe 25 de cm, deasupra capacului de la ambreiaj, două motorașe, niște roți dințate, cablul e încă aici. Cântărește cât, Cosmin? Doar 2 kg. Păi ce să vezi, 2 kg de inginerie japoneză care face ca motorul asta să se deplaseze. Are un computer, poate fi anulat sistemul din bord. Ce se întâmplă dacă se strică, Cosmine? Ce faci dacă se strică? Pentru că asta e o problemă reală. Este simplu, îl dezactivezi și folosești nici motocicleta măcar nu mai ca atare. Ai ambreiaj, ai cablu, ai pârghia pe care în continuare poți să o folosești. Să fim serioși. E un full safe foarte fain, e foarte ușor de folosit. Adică n-ai nevoie de nimic altceva decât să ți se explice că n-ar trebui să folosești ambreiaj. Exact. Este doar impulsul tău de a te controla să apuci maneta de ambreiaj. Și acop asta, ca să zic așa. Hai să vedem aici ce avem. Avem un DCT, Dual Clutch Transmission. Uite cât de bine arată. E tot sistemul ăsta pe aici, în exterior, față de un ambreiaj normal de pe o Africa Twin. Capacul ăsta e mai mare. Ce aduce în plus? Ce greutate cu bine? Mai ții minte? Da, acesta este cu 9 kg mai greu, adică 9 sau 11? 11 în total, cu 9 mai mult decât e-clutch. Ok, bine, dar la o motorită ca asta nu contează atât de mult. Dacă vorbim de un NC750, de exemplu, acolo poate ar conta să ai 11 kg în plus, dar parcă nu vezi NC-ul ăla cu moneta de ambreiaj, nu? Adică e interesantă motocicleta, dar e și mai interesantă dacă are e-clutch. Clar, este un sistem mult mai complex, are nevoie de un filtru de ulei separat, are nevoie de ceva mai mulți bănuți la achiziție. Dar și face mai multe. Și face mai multe. Asta de ce? Pentru că, uite, are mai multe butoane pe aici, are aceste padele. Ce părere ai? Auzit vreodată de Africa Twin al cărui DCT să se strice? Din proprie experiență încă n-am auzit asta. Băi, nici eu. Deci nu pot să zic că ce mă fac oare dacă mi se strică. Am reușit de câteva ori să-l blochez la început, ori în 2016-17, când am avut primele motoare cu DCT, le opream în treaptă de viteză. Când le reporneam, ceva trebuia să fac, era un procedeu pe care trebuia să-l fac ca să iasă din viteză, altfel nu pleca de pe loc. Oricum era foarte ușor de trecut și peste acel moment. Spune-mi, Cosmin, cât de ușor ți se pare de folosit sistemul DCT de pe Africa Twin? Trebuie să recunosc că aici am avut nevoie de câteva indicații. Nu a fost atât de intuitiv cum a fost la e-clutch. Te urci pe motocicletă, știi că n-ai nevoie de ambreiaj și ai plecat. Aici, în schimb, a trebuit să-mi explici un pic cum este cu hărțile, cu drive, cu sport, timpul acela scurt de armare, ca să zic. Ok. Deci, ar trebui să citești manualul în cazul motocicletei astea. Sau să primești cel puțin câteva indicații foarte bune. Bine. Voi, că na, sunteți oameni responsabili, nu ca prietenul meu Cosmin, va trebui să citiți manualul. Bun, păi, proba următoare. Da. Unde trebuie să mergem de aici? Ce părere ai?
De unde? Undeva să ne recurim. Și după aia să intrăm în trafic, să ne fie cald, să încingem motoarele motocicletelor, să vină toată căldura aia spre noi și să ne lovim de trafic, să vedem acolo cine câștigă. Hai, ultima probă. Mai bun. Exact. Cum e la 35 de grade în Bucureștiul ăsta, care nu e aglomerat deloc la ora 5? Cum ți s-a părut? A fost ok să mergi cu DCT-ul? A fost plăcut să te dai cu iClutch-ul? Care ți-a plăcut mai mult în trafic? Este splendid să iei tot traficul ăsta în căldura asta în față. În schimb, noroc de sistemele astea că îți fac viața un pic mai ușoară totuși. Nu mai e nevoie să controlezi tu ambreiajul când te strecori printre mașini, frână față, frână spate, ambreiaj. A mai dispărut una din calcul, te concentrezi doar pe frână și să te strecori puțin printre ei. Își face treaba cu brio acest iClutch. Să știi că da. Și DCT-ul este la fel de minunat, nu faci decât să lași motocicleta să meargă. Micul avantaj pe care DCT-ul are este că nu mai schimbi treptele cu piciorul. Nici măcar cu mâna, dacă nu vrei să faci nimic, nu faci decât să folosești accelerația ca la un scooter și să frânezi din când în când, pentru că altfel te vei lovi de ceilalți participanți la trafic. Deci aș putea spune că în momentul ăsta avem egal. Două probe câștigate de iClutch, două probe câștigate de DCT. Păi și care câștigă, Cosmin? Cred că câștigătorul va fi în funcție de ce fel de pilot ești. Preferi să facă motocicleta cât mai multe și să-ți ușureze viața la maxim sau preferi totuși să mai ai un pic de control, să simți tu în ce treaptă ești, să controlezi tu, vrei mai mare, mai mică, cuplu mai puțin, mai mult. Cred că ăsta este singurul lucru care le-ar diferenția una de alta. Ambele se comportă excelent, depinde de stilul tău de pilotaj acum. Și componenta personală, tu pe care alegi-o? Eu personal, plăcându-mi să fiu în control cu în ce treaptă sunt pentru cuplul care o are accelerația, aș prefera iClutch-ul. Nu prea mă încânt atât de mult să facă toată treaba motocicleta. Să știi că și mie îmi place foarte mult iClutch-ul și vin cu o rugăminte pentru Honda, vrem o Africa Twin. Nu vrem să se renunțe la DCT, dar vrem o Africa Twin care să aibă iClutch, pentru că de cele mai multe ori când ești în off-road, intri într-un moment de disperare pentru jumătate de oră, pentru că nu găsești ambreiajul când vrei să faci lucruri. Se poate folosi DCT-ul în off-road, nu mă înțelegeți greșit, dar atunci când ai ambreiaj, Africa Twin-ul devine o bestie în off-road și este super ușor de folosit și are potențial foarte mare să te ajute să te dai foarte tare și la performanțe cât mai înalte. Așadar, și pentru mine iClutch-ul rămâne de bază. Mi-aș dori ca mult mai multe modele din line-up-ul Honda să aibă acest sistem. De ce nu chiar toate? Da, ar fi ideal chiar toate. Nu vrem neapărat să se renunțe la DCT, dar ne-am dorit să nu mai... Să existe opțiunea de a alege. Da, bravo. Bun, păi gata. Rămâne stabilit. Vrem mai multe sisteme iClutch. Honda, te rugăm frumos, dă-ne cât mai multe iClutch-uri. Pentru toți. De toate pentru toți. Exact. Până data viitoare, nu uitați să dați subscribe, ne vedem pentru mai multe videouri ca acesta. Ceau, oameni buni! Salutare!